Nu-ți acum o premieră, e prima dată când ne vedem, dar uh, pot să ne spui următorul meci uh, pe care îl vei avea în perioada următoare și cu cine? Mama, mama, am așa o exclusivitate, da, așa din spatele perdelei. Pot să spun doar că am fost sunat să lupt pentru luna decembrie. Mi s-a dat o variantă cum îmi sună dacă intru eu împreună cu Bogdan Mocanu contra la alți doi bănuiesc, nu mi s-a dat nume. Deci dar, tu împreună cu Bogdan Mocanu, da? Da, dacă m-aș dacă băga într-un meci de genul ăsta. Și am zis, da, m-aș băga. Așa că, că acum aștept următorul telefon și probabil o să... Adică m-aș băga ei știind bursa ta sau cum, da? Dar dacă mi se plătește bursa... Păi eu asta spun. Pentru că uite ce s-a întâmplat. Acum am fost provocat de foarte multă lume și sportivi și oameni cunoscuți și necunoscuți de foarte multă lume am fost provocat pentru că așa se întâmplă când, când mergi cu valul lumea își dorește să prindă și ei valul până acum tot aici am fost de ce n-am fost provocat am acceptat la, la toată lumea am făcut un clip în care la modul general am acceptat la toată lumea, n-am dat nume și am acceptat pentru că m-a provocat foarte multă lume și am spus dacă mie mi se plătește borsa de meci eu intru cu oricine, nu mă interesează nici dacă este cunoscut, dacă este necunoscut, dacă e profesionist sau nu e profesionist, pe orice regulament, pentru că m-au provocat mulți din sporturi diferite. Intru și pe table, și la șah, și la badminton, și la box, și kickbox, și MMA, orice, atât timp cât mi se plătește bursa și cât lumea înțelege că eu am un contract cu promoția Elixiv, nu pot lupta în alte promoții. Eu nu am nici manager, nici promotor, cum fac mulți confuzia, ci eu am cu promoția respectivă. Eu dacă lupt în alte promoție, sunt dat în judecată, cum este logic contractual. Ca să înțeleagă lumea care mă provoacă. Eu nu pot să-i accept lui X, lui Y personal. Eu am acceptat la modul general. Pentru că cei de la LXF, promoția în care lupt, ei sună. Ei fac meciul, ei vin cu banii. Dacă lor cifrele le dau corect, meciul se va face. Este datoria publicului să zică, bă, vreau meciul, i-am o cu ăla, i-am o cu celălalt. Și atunci meciul se va face dacă este cerere pe acel meci. Publicul decide întotdeauna.